O nouă linie electrică de înaltă tensiune va interconecta Republica Moldova cu România. Este vorba de o rețea de 400 de kilovolți, de 190 de metri, care va uni stația electrică din Strășeni cu cea din Gutinaș, județul Bacău. Memorandumul de înțelegere privind construcția liniei electrice a fost semnat astăzi de Ministerul Energiei și USAID. Potrivit autorităților, proiectul va spori securitatea energetică a țării noastre și va accelera interconectarea sistemului național cu cel european. Memorandumul prevede construirea unei linii de înaltă tensiune de 400 kW care va interconecta sistemul electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României. De aici încolo, piața energetică de Republica Moldova va fi impactată pozitiv. Întreprinderea Mold Electrica a organizat astăzi un tur al stației electrice din Strășeni pentru a arăta care sunt capacitățile acesteia și cum va fi modernizată grație acestui proiect. Construcția noii linii electrice de tensiune înaltă între Strășeni, Republica Moldova și Gutinaș, România, va începe cel mai probabil la sfârșitul anului viitor. Asta după ce vor fi finalizate toate studiile de fezabilitate. Pe teritoriul Republicii Moldova, lungimea liniei electrice va fi de aproximativ 70 de kilometri, iar costul proiectului este de aproape 80 de milioane de euro. Ministerul Energiei susține că viitoarea linie electrică va spori independența energetică a țării noastre, iar asta presupune și prețuri mai mici pentru consumatori. Sunt grand. Deci vă dați seama că asta este un cadou din partea poporului american, ceea ce înseamnă că chiar și după ce construim această linie, cetățenii noștri nu vor avea aceste costuri incluse în tarife. Deci noi avem toate șansele și am ambiția să devenim prima țară pe continentul european care face industrializarea cu energie regenerabilă. Potrivit memorandumului, noua linie electrică urmează să fie gata în 2029. Deci în cadrul unui studiu de fezabilitate să aprecieze care sunt rutele cele mai preferate, cu minim impact asupra mediului și respectiv impact minim asupra populației, impact social. Inclusiv o să fie făcute ședințe cu locuitorii acestor localități pentru a explica care este impactul acestei construcții, pe cât timp a să fie sau care să fie durata acestor lucrări și respectiv într-un final ce deranj a să fie creat pentru populație. Stația electrică din Strășeni, unde vor începe lucrările de construcție a noii linii electrice de înaltă tensiune, a fost dată în exploatare în anul 1976. Aceasta are două linii de 330 de kW și 10 linii de 110 kW. Acum aceasta va fi modernizată și cel mai probabil extinsă pentru a face față noilor capacități. Construcția linii date presupune extinderea suprafeței stației Strășeni 330 și instalarea a două autotransformatoare de o capacitate mai mare. Numai decât numărul de angajați se va mări. În prezent suntem aproximativ 20 de muncitori. Guvernul american, prin intermediul USAID, va oferi în următorii ani finanțări de aproximativ 220 de milioane de dolari pentru modernizarea sistemului energetic din țara noastră. Banii vor fi utilizați inclusiv pentru a spori producția de energie electrică internă pe baza resurselor regenerabile. We've known that for the last three decades, Russia has used energy as a weapon. Russia has turned it on and off as need be. And the United States, in particular through this project, through USAID, is happy to be part of the international community's efforts to give Moldova the ability to buy and sell electricity and other forms of energy on the open market. So not having to be dependent on a country that uses energy as a weapon. Amintim că acum o lună a fost dat startul lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, care va avea o lungime de 150 de kilometri și va intersecta 8 raioane din sudul și centrul țării. Proiectul valorează 60 de milioane de euro, iar o parte din bani sunt oferiți de Banca Mondială. În total, în următorii ani vor fi construite 3 linii electrice de înaltă tensiune pentru interconectarea cu România. Este vorba despre Strășeni, Gutinaș, Bălți, Suceava și Vulcănești, Arciz. Acestea urmează să fie puse în funcțiune până în 2030.